dintre subiectele la modă în ultima perioadă este regimul de slăbit. Și dacă până acum femeile erau cele care acordau cea mai mare atenție acestui subiect, în prezent și bărbații și-au îndreptat atenția asupra siluetei lor și, deopotrivă, asupra sănătății organismului. Unii vor să slăbească și să înlocuiască țesutul adipos cu masa musculară, iar alții vor să câștige în greutate. Care este secretul construcției musculare? Aflăm de la Iulian Dinu, instructor de fitness, aerobic, taibu și personal trainer. Efectul de mușchi cultat se datorează în principal faptului că mușchiul este acoperit aproape în întregime doar de piele. Acest rezultat este obținut după o perioadă de slăbire care le permite să scape de excesul de grăsime și apă dintre mușchi și piele. Metoda este universală, trebuie să își schimbe dieta și să pună accentul pe proteine în detrimentul lipidelor și glucidelor, dând astfel mușchiului elementele esențiale pentru tonus și creștere. Organismul este forțat să consume din rezervele sale de grăsime și zaharul și să activeze astfel slăbirea. Perioadele de regim sau slăbire sunt adesea dificile pentru cei care fac antrenament, apare oboseala, iritabilitatea și senzația de foame. Acesta este motivul pentru care sunt recomandate suplimentele alimentare care ajută la atingere rapidă și eficientă a obiectivelor. Dacă vreți să aveți un abdomen suplu, mai trebuie să folosiți Ripped Max, este un produs nou din gama Eafit. Produsul ajută la ascultarea abdomenului, arde grăsimea abdominală și favorizează construcția musculară. Fiecare bărbat își dorește un corp frumos, bine proporționat, având mușchii puternic reliefați. Care sunt exercițiile potrivite pentru bărbați dacă doresc să ardă grăsimile, aflăm imediat. Cum este mai bine dacă vor să-și dezvolte musculatura, de exemplu? E bine să înceapă cu un program de slăbire? În principiu depinde foarte mult de metabolism. Dacă este un mezomorf, atunci el, de la mama natură, să zic, este lăsat în așa fel, să facă o mică schimbare, un cardiovascular la începutul antrenamentului pentru încălzire, pentru tonifiere, să zicem, după aceea pe grupe musculare. Particularizat, în funcție de fiecare dorință. În principiu, dacă este un tip endomorf, adică un pic mai grăsuț, da, cu burtică și așa mai departe, este necesară zona de acolo, da? Biciclete, benzi și așa mai departe. Pentru început, primele luni, după 24 de zile, știm că, corpul se acomodează, da, cu mișcarea în general. După aceea, în funcție de rezultate și în funcție de targeturi, poate continua antrenamentul. Dacă și atinge greutatea optimă, poate face un program de acumulare musculară. Dacă nu și atinge greutatea optimă continuă, plus organismul și, să zic, articulațiile, ligamentele, obișnuindu-se cu mișcarea de 24 de zile, poate intra în sala de aerobic. Recomanzi suplimentele pentru a-și dezvolta musculatura sau pentru a slăbi? În funcție de programul fiecăruia. Spre exemplu, un sportiv nu poate face numai cu mâncarea de acasă și din oraș. Deci trebuie ceva suplimente, în principiu niște aminoacizi, care înseamnă proteină descompusă, ajunge mai repede la mușchi, refacere mai repede a musculaturii. După aceea, un singur caz, și asta este particularizat, este părerea mea proprie, da, recomand celor care sunt, din punct de vedere medical, super sănătoși, pot consuma, să zic, energizante, pot lua pentru închieturi diferite produse, pentru ligamente și așa mai departe, iar cei ce vor să slăbească într-adevăr, pe baza prescripției medicului, poate pot, să zic, dobândi aceste rețete sau pe ce bază se eliberează. Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai mulți reprezentanți ai sexului tare optează pentru diverse cure de slăbire. Secretul constă în activitatea fizică regulată, un regim alimentar sănătos și suplimente alimentare. Ripped Max din gama Eafit, care poate fi găsit în farmaciile Catena, arde grăsimile abdominale și favorizează construcția musculară. În acest mod, dumneavoastră puteți să vă atingeți obiectivele mai rapid.